Cuvintele sunt prea sărace pentru a puncta valoarea, impactul și importanța acestei scrisori nu doar în viața personală, ci și în viața comunităților de-a lungul secolelor. Iată câteva exemple notabile. Sfântul Augustin descoperă în mijlocul frământărilor legate de dependențele sexuale că devine creștin prin intermediul vocii unui copil care se juca în curtea lăturată și care fredona tole lege, ia și citește, ia și citește. Asta ca să vedeți cum îți poate vorbi Dumnezeu uneori. Și deschizând Biblia, textul care îi se vâră sub nas este din Roman, capitolul 13. Nu în orgii și beții, nici în curvii și fapte de rușine, nu în certuri și în invidie, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Câțiva ani mai târziu, vorbind despre experiența convertirii sale, spunea: n-a fost nevoie să citesc mai departe, întrucât instantaneu, la capătul acestei propoziții, o lumină clară mi-a inundat inima și toată îndoiala întunecată s-a risipit. Ce înseamnă să fii pregătit pentru un anumit cuvânt pe care Dumnezeu ți-l spune? Cât de simplu pare în anumite momente întâlnirea asta cu cuvântul transformator. În anul 1515, după ceva mai bine de 1000 de ani, Martin Luther avea să trăiască o experiență similară. De data aceasta, chiar prin textul de astăzi, Romani 1:17. Textul acesta, după luni și luni îndelungate în care a predat epistola Romani, era profesor de teologie, în care s-a frământat și a ascultat, era o expresie care pur și simplu l-a dus până la disperare și epuizare. Justiția Dei, dreptatea sau neprionirea lui Dumnezeu. Și spunea: am urât din toți rărunchii această expresie. Nu puteam înțelege cum se poate cineva apropia de un Dumnezeu mânios, de un Dumnezeu răzbunător. Și această expresie cumva se transformă în ceea ce el numește dulceață inexplicabilă de iubire supremă. Experiența acestei noi înțelegeri fiind asimilată drept moment decisiv al întregii sale cunoașteri în relația cu Dumnezeu. După cum singur rememora această trăire, citez: din acel moment m-am simțit renăscut ca și cum aș fi pășit pe porțile deschise ale paradisului. Acest text a devenit pentru mine poarta către ceruri. Nu știu cum rezonez cu această nouă experiență, dar exemplul lui Luther ne arată că uneori trebuie să fii muncit, torturat, frământat de anumite expresii, de anumite texte, ca să poți gusta experiența eliberatoare de mai târziu. Pe data de 24 mai 1738, John Wesley era într-o biserică de pe strada Aldersgate Mission din Londra și cineva citea la închinare prefața din epistola lui Pavel către Romani, din ceea ce mărturisea Luther cum s-a întors la Dumnezeu și cum s-a întâlnit cu acest text. Și el spune: pe la 9:15 seara, o căldură ciudată a început să-mi încălzească inima. Și am simțit că mi-am pus încrederea în Hristos și numai în Hristos cu privire la mântuirea mea și o siguranță mi-a fost dăruită că El mi-a luat păcatele chiar pe ale mele și m-a scăpat de legea păcatului și a morții. Unii vă întrebați de ce trebuie să depunem mărturie în biserică și la unii le tremură genunchii când trebuie să urce aici. Observați impactul, experiența, mărturia. Când auzi că alții s-au întâlnit cu Dumnezeu, realizezi într-un mod copleșitor că și pentru tine poate să fie valabil lucrul acesta.
Traducerea pe care majoritatea creștinilor din mediul evanghelic o folosesc este traducerea fratelui Cornilescu. El a crescut în contextul ortodox, fiind student la teologie, prin anumite cărți în care se vedea setea lui după spiritualitate, după Dumnezeu. Era într-o căutare și a înțeles la un moment dat, a simțit că Dumnezeu îl cheamă, îl invită să facă o altă traducere pe care a început-o în 1916 și pe care a finalizat-o câțiva ani mai târziu. Tot prin intermediul epistolei către Romani s-a ciocnit efectiv de expresii de felul acesta. Toți au păcătuit. Plata păcatului este moartea și sunt socotiți prin harul său, fără plată. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire ca să-și arate dreptatea lui. Prin aceste texte și prin altele, Cornilescu a început să fie frământat și el până în momentul în care a simțit că este o nouă creație, o nouă zidire în Hristos. Ce să mai spunem că a fost exilat în anul 1923 de către Patriarhul Ortodox și a murit câțiva ani mai târziu în Elveția. Nu știu dacă realizez, dar apropierea de Evanghelie implică și un preț, sunt anumite costuri. Însă ai de ales întotdeauna în această viață, între acea căutare interioară către Dumnezeu, către vestea bună și prețul inerent pe care fiecare dintre noi îl avem de plătit. Patru figuri marcante din istoria umanității și creștinătății, care au trăit în epoci istorice total diferite, depun mărturie peste viacuri cu privire la spiritul neîmblânzit al acestei scrieri. Cu alte cuvinte, fie că este vorba de viața morală, Augustin, mântuirea oamenilor, Luther, demascarea măgitoare a legalismului, Pavel, care scrie Romani, reformarea bisericii, nașterea mișcării protestante, trezirea spirituală din vremea fraților Wesley, traducerea Scripturii de Cornilescu. Această epistolă nu contenește să despice apele în catolicism, protestantism, metodism, ortodoxie și orice comunitate religioasă care se apropie de ea. Așadar, iată avertizarea cu care pornim la drum. Ai grijă! Citirea, studiul acestei epistole se poate dovedi periculos. Îți poate schimba viața. Niciun om care s-a întâlnit, care a citit-o, care a studiat-o, n-a rămas la fel. A simțit că Dumnezeu îl cheamă, îl invită, îi oferă ceva substanțial, semnificativ în viața de credință. Scrisă undeva în jurul anului 57 după Hristos, pe la sfârșitul celei de-a treia călătorii misionare din Corint, cu fața către amenințările care l-așteptau la Ierusalim. Dacă citiți Fapte, veți vedea prorociile repetate, așa vor lega pe omul acesta când ajunge la Ierusalim. Și el vorbește despre Roma, că va ajunge acolo să vestească această evanghelie fraților săi. Fără îndoială, epistola către Romani reprezintă testamentul teologic al apostolului Pavel. Nu este ultima dintre scrieri, dar cu siguranță putem spune că este cea mai detaliată, convingătoare și clară expunere a veștii bune pe care o avem. Așa o numea Luther, cea mai clară și pură evanghelie. Așadar, bine ai venit dacă vrei să înțelegi, să cunoști vestea bună a lui Dumnezeu. Cred că a sosit momentul să ne întrebăm, păi, de ce ne-am bate capul cu această scrisoare? Iată câteva rațiuni. În primul rând, pentru a ne lămuri sau pentru a ne împrospăta Evanghelia. Sunt atâția oameni care ne calcă pragul și e atât de frumos să deschidem un dialog și la nivelul grupurilor și prin predicare înspre veste bună. Evanghelia, vestea bună, e temelia creștinătății. E ancora dincolo de soare. Asta ne aduce la Dumnezeu și asta ne ajută să înțelegem toate celelalte aspecte din viața noastră. Cât de bine ne ajută pe noi, cei care ne-am întors, poate, de mai mulți ani la Dumnezeu, să ne reîmprospătăm, să vedem cum am putea spune Evanghelia astăzi semenilor noștri, prietenilor noștri.
O să vedeți imediat în versetele 3 și 4, Apostolul Pavel construiește pe un crez unanim acceptat în creștinătate. Tot ce urmează în această epistolă este o contextualizare a Evangheliei. Dacă cândva s-a impus așa ceva, mai mult ca oricând astăzi, e nevoie de această contextualizare, de sensibilitate la întrebările, frământările, preocupările pe care oamenii le au când aud vestea bună a Evangheliei. În al doilea rând, pentru a ne înțelege rădăcinile. Perioada în care noi trăim este una dintre cele mai dificile și mai agitate. Și o putere media în virtual de a mătura, de a șterge orice rădăcină, orice încredințare. Și ce face, de fapt, studiul acestei scrisori ne ajută să ne întoarcem la rădăcini, de unde am plecat, care sunt valorile, care îi semnificația relației cu Dumnezeu prin credință, cât de mult contează felul în care dinamizează viața oricărei comunități. Și în al treilea rând, pentru a învăța să trăim demn față de această veste formidabilă. Apostolul Pavel nu lasă lucrurile în coadă de pește. Tot ce urmează de la 12 până la final reprezintă o trăire într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Cum e translatată vestea bună din viața individuală, în viața comunitară, în viața cotidiană, viața de fiecare zi. Cu alte cuvinte, este o provocare legată de adevăr, cum te vede Dumnezeu, ai curajul să te privești în această oglindă, doi, privire la identitate, care este povestea cu care mă identific, ce cred despre mine, ce credem noi când vine vorba despre credință. Și în al treilea rând, este o provocare legată de trăire. Genul de viață pe care îl infuziază în noi vestea bună a Domnului nostru. Există un caz celebru în creștinism, un om al lui Dumnezeu, un slujitor pe nume Martin Lloyd-Jones. El s-a apucat să predice din această epistolă și se spune că a trimis o echipă de misionari, s-au întors după 5 ani și el încă predica din epistola către romani. A ținut-o tot așa vreo 13 ani. Încercam să-mi imaginez numai un an de zile dacă ai bătători cartea aceasta. Nu știu câți dintre noi a rezistat și ar face față. Asta ca să vedeți la acuzația pe care le-o livrăm copiilor noștri cu privire la junk food, că bagă în ei tot felul de chestii nesănătoase. Și întrebarea-i noi, care sunt lucrurile care ne atrag, care ne agață? Cât de mult suntem noi pregătiți să luăm contact cu învățătura sănătoasă? Să ne privim încă o dată, să-i dăm voie să ne scaneze. Citirea corectă a Scripturii e o scanare pe care Dumnezeu ne-o face în adâncul ființei noastre. Și cam asta ne propunem prin această epistolă către romani pe care am putea-o intitula Evanghelia după Pavel. Nu uitați, scrisă pe la anul 57, îi înainte de toate celelalte evanghelii apărute. E cumva cea mai cunoscută evanghelie proclamată, vestită de Apostolul Pavel în vremea respectivă. Cea mai detaliată, convingătoare și clară expunere a evangheliei. Cuvântul evanghelie ne agață încă din start, încă de la început și ne somează. Cât de acut resimți tu nevoia unei vești bune în vremurile pe care noi le trăim astăzi? Câtă nevoie avem noi de o veste bună venită de la Dumnezeu? Poate primul lucru pe care îl putem învăța în prefața, în primele 7 versete ale acestui text, este că vestea extraordinară e că într-o astfel de lume mai există o speranță. Așa începe Dumnezeu să se apropie de inimile noastre. Vă mărturisesc că încă n-am depășit momentul cu Alara. Da, la nivel intelectual am înțeles. Dumnezeu a ales să o cheme acasă. Afectiv, nu-mi pot explica de ce Dumnezeu, după 3 ani de zile în care ne-am rugat și am mijlocit cu întreaga comunitate și este doar unul dintre cazurile cu care ne-am confruntat. Observați, sunt aspecte pe care nu ți le poți explica. Și vestea extraordinară este că avem nevoie de
această infuzie de speranță, de credință în lumea în care trăim. După cum bine spunea cineva, în lumea asta ai de ales între cruce și infern. În ambele este vorba de suferință. Diferența este că într-un loc ai parte de speranță. Există nădejde și există speranță la Dumnezeu. Romani 1, de la 1 la 7. Pavel, nu știu care-i cuvântul care pe tine te-a răscolit cel mai mult din acest prim capitol. Sclav al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai dinainte, prin prorocii săi, în Sfintele Scripturi. Ia, Evanghelia privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințenii, desemnat Fiul lui Dumnezeu în putere, prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit, interesantă prioritizare, harul, favoarea și apostolia, ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi, cei chemați să fiți ai lui Iisus Hristos. Deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Cluj, chemați să fiți sfinți, har și pace, favoare și împăcare de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Vestea bună ne agață din start. Vestea bună constă în implicarea personală, inumană și salvatoare a lui Dumnezeu. De ce personală? Pentru că Dumnezeu s-a implicat trup și suflet în lumea noastră. A coborât la noi. De ce inumană? Pentru că a suferit ca și cum ar fi uitat că este Dumnezeu. De ce salvatoare? Pentru că a luat asupra sa toate durerile și păcatele noastre. Ceea ce mă uimește este ușurința cu care trecem noi, de obicei, peste partea introductivă. E o formulă, vrem să sărim cât mai repede în miezul scrisorii, în lucrurile importante. Însă uităm că toate temele importante sunt prefațate aici. Vestea bună, centralitatea lui Hristos, rezonanța eternă cu planul lui Dumnezeu din vechime, credința mântuitoare, identitatea de preiubiți și sclavia lumii versus sclavia lui Hristos. Cei mai mulți comentatori sunt de părere că în versetele 3 și 4 avem un crez unanim acceptat în creștinătate pe care Pavel clădește o punte de legătură cu audiența pe care n-a întâlnit-o niciodată. Erau oameni pe care îi știe, așa cum vom vedea în salutările de la final, însă apostolul Pavel nu cunoaște fizic comunitatea, comunitățile, mai bine zis, care existau în Roma. Și în felul acesta încearcă să stabilească din start numitorul comun de la care pleacă. Cu alte cuvinte, asta e temelia creștinătății, vestea bună a mântuirii. Riscul major este să citim cu detașare. E vorba despre dubla natura lui Hristos, om, Dumnezeu, și trecem mai departe. Însă uităm că, de fapt, apostolul Pavel marchează două puncte, două borne evanghelice foarte importante. După trup, de la naștere până la moarte, după duh, de la înviere până la judecata de apoi. Interesant paralelism. Spune, Evanghelia conține două etape distincte, legate, complementare din viața Mântuitorului. Slăbiciune și putere. Suferință și slavă. Realism și promisiune. Durere și speranță. Sunt uimit de multe ori cât de supralicitată este învierea în lumea asta în care trăim. Și care-i vestea bună pe care tu o resimți în adâncul ființei tale că ți-o aduce patimile lui Hristos? Doar faptul că am fost iertați de păcatele noastre? Dar problemele cu care te confrunți? Dar situațiile inexplicabile? Vestea bună încapsulează atât patimile cât și învierea.
Uităm adesea că învierea trece prin patimi, nu le ocolește. Și ce înviere, ce relevanță ar avea învierea pentru lumea noastră dacă n-ar fi o lume a disperării, a suferinței, a morții? Vă mărturisesc că de multe ori mă încearcă un sentiment ciudat. Uitându-mă la voi, când văd cât de frumos sunteți îmbrăcați aici, de multe ori scapă acea fragilitate pe care o regăsesc uneori în interacțiunea personală. Cât de grea e viața în anumite momente, cât de fragili suntem în forul interior, cât de bine se pliază Evanghelia, genul acesta de Evanghelie, la realitatea în care noi trăim în zilele acestea. Vestea bună vizează nu doar iertarea păcatelor, ci că El a luat asupra sa toate durerile noastre. Iată un lucru care mi se pare fabulos și care mi-a revenit în atenție tot mai mult în ultima vreme. Prezența tainică a Sfintei Treimi în mijlocul inexplicabilului uman. Ai trecut prin situații în care să simți că nu te regăsești, că nu știi ce să faci, că nu-L simți aproape pe Dumnezeu? Nu știu dacă ai ajuns să urli asemenea lui Hristos de pe cruce: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Observați, parcă am fi decupat o anumită parte din Evanghelie. Și Hristos spune, nu le poți desface. Asta constituie vestea bună într-o lume în care trăim noi. Observați până la urmă și în pictură și în imaginea aceasta cum se leagă lucrurile. Credința e o credință ciudată, e o realitate cumva cu susul în jos. Când te uiți la lumea în care trăim, la frământările pe care le avem, dar și speranța mijește la orizont și Dumnezeu este acolo la momentul potrivit să se implice și să ne aducă lumină și izbăvire. Cum altfel ai putea avea sentimentul absolut copleșitor că ești prea iubit? Așa am cântat în această dimineață. Că ești prea iubit al lui Dumnezeu împreună cu ceilalți. Învierea nu ocolește patimile, ci le traversează. Există o problemă tot mai serioasă în civilizația secolului 21, mai ales în zona asta occidentală. Există oameni care tot mai mult apelează la droguri care să le anestezieze durerea. Să nu mai simtă absolut nimic. Nu știu dacă realizați, dar până la urmă e o incapacitate cu care avem tendința să ne confruntăm în a putea tolera durerea, suferința, în a accepta realitatea lumii în care fiecare dintre noi trăim. Și vestea bună, exact aici, descinde, ajunge la noi. Romani capitolul 1, de la 8 la 15. Mai întâi, mulțumesc Dumnezeului meu, prin Iisus Hristos, pentru voi toți, întrucât credința voastră este vestită în întreaga lume. Dumnezeu căruia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său. Observați, Pavel ne comunică felul în care el este totalmente cucerit, revendicat de această veste bună a lui Hristos. Îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Și cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi, căci tânjesc ca să vă văd, ca să vă fac parte de vreun dar duhovnicesc spre întărirea voastră, și a sublinea aici ce urmează în continuare. Cu alte cuvinte, sau mai degrabă, cum poți să spui așa ceva? Apostolul Pavel e absolut convins de chemarea, menirea pe care o are direct de la Hristos pe drumul Damascului. Și spune, cu alte cuvinte, sau mai degrabă, ca să ne întărim, să ne încurajăm împreună în mijlocul vostru prin credința celuilalt, atât a voastră cât și a mea. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin până la voi, dar am fost împiedicat, sunt dator și grecilor, și barbarilor, și celor învățați, și celor neînvățați. În ce mă privește, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Câteva lucruri care ne izbesc dintr-o dată: recunoștința, rugăciunea constantă, dimensiunea încurajatoare a credinței. Observați, asta pentru a vedea valoarea oricărei comunități. Cât de mult contează
Să ai oameni care călătoresc cu tine pe cărările Scripturii, care au credință în Hristos, în aceeași Evanghelie cu care să te împărtășești. Umilitatea cu care se raportează. Pasiunea mistuitoare ca apostol al lui Hristos. Și țelurile pe care le are în minte când scrie acest lucru. Ce mă uimește este că, de fapt, chemarea divină și umilitatea noastră sunt testul întrupării Evangheliei. Faptul că această Evanghelie te-a mântuit, te-a apropiat de Dumnezeu, aici se verifică. În faptul că poți îmbina atât conștiența acestei chemări dumnezești, cât și umilitatea. Cineva vorbea la un moment dat, adresându-se cadrelor didactice și profesorilor, că de fapt ar trebui să dăm dovadă de un mesianism modest. Exact cum a făcut Ioan Botezătorul. Eu nu sunt vrednic, nu sunt eu acela. Și tu devii un instrument, un canal, prin care alții găsesc răspunsuri, provocări în viața aceasta și în viața de credință. Și exact asta face Pavel. Spune, mai important pentru mine e să fiu cu voi la oaltă și să am parte, să fiu acel facilitator prin care Dumnezeu se descoperă și ne aduce încurajare tuturor. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată, dar pentru mine e fascinant. Vrea să ajungă în Spania să răscolească lumea pentru Hristos. Pentru a face lucrul acesta, avea nevoie de suport. Ca să primească susținere, trebuia să convingă. Pentru a convinge, era obligatoriu ca această Evanghelie să fie clară, să fie fără cusur. Iar testul clarității Evangheliei era armonia comunitară. Erau anumite frecușuri între evrei și între cei dintre neamuri, pe care le vom întâlni în capitolele 14 și 15. Prin urmare, scopul cărții Romani, în primul rând, este un scop misionar. Cât de înflăcărat sunt eu? Sau, mai exact, pentru ce anume sunt pasionat? Când mă trezesc dimineața, care e lucru care mă energizează, care mă înflăcărează pe mine? În al doilea rând, este un scop personal. Cât de clar întrezăresc slava lui Dumnezeu? Cum mi-a schimbat mie viața această veste fenomenală? Cum mi-a schimbat mie viața Evanghelia? 3. Este un scop comunitar. Câtă conectare și armonie experimentez? Știți că în capitolele 9 la 11 discută despre relația dintre evrei și neamuri. Și lucrul acesta aduce în atenție capacitatea noastră de a accepta diferențele, de a accepta pe alții care fac parte din alte comunități. Observați cât de provocatoare este această scrisoare. Și apoi mai există un scop pastoral. Oare cum e translatată Evanghelia în mijlocul părerilor îndoielnice? Oare e posibil în aceeași comunitate să ai cu privire la anumite lucruri păreri diferite și totuși să funcționezi împreună? La toate întrebările astea răspunde Epistola către Romani. Toți erudiții și comentatorii epistolei recunosc că următoarele cuvinte reprezintă teza centrală a epistolei. Romani 1, 16 la 17. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este revelată neprihănirea lui Dumnezeu, și aici voi folosi o traducere diferită decât cea cu care suntem obișnuiți, o neprihănire bazată pe credincioșia divină și care duce sau rezultă în credință, după cum este scris, cel drept va trăi prin credință. Vestea bună ne dezvăluie actul creator al dreptății făcute de Dumnezeu în Hristos. Acesta e miezul Evangheliei. Nici unul dintre noi nu este mântuit pentru că e mai bun, pentru că e mai cumoț, pentru că e mai special decât alții. Pentru că vine dintr-o anumită comunitate religioasă. Vestea bună e că Dumnezeu s-a coborât spre noi.
Dumnezeu se revelează, Dumnezeu își descoperă o dreptate. E greu de înțeles cum un Dumnezeu drept poate accepta niște ființe imperfecte și păcătoase. Însă actul creator nu e o simplă declarație, iertat, achitat, bine ai venit în împărăție, ci este un act creator care îți dă ființă, care te învață să trăiești, să funcționezi după alte standarde. Evanghelia ca putere, revelație și credincioșie. Asta înseamnă că îl implică pe Dumnezeu în viața noastră. Impune acea revelație personală, transformatoare și confirmă credincioșia proverbială a lui Dumnezeu. Credința mântuitoare este răspunsul meu la credincioșia lui Dumnezeu. Ați observat și din primele 7 versete, Apostolul Pavel clarifică. Vom vedea mai târziu cum unii au răstălmăcit efectiv Evanghelia și au zis, Apostolul Pavel predică har ieftin, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul. Prin faptul că îți inserează încă din partea introductivă ascultarea credinței, de fapt ne arată care e secretul unei relații dinamice semnificative cu Dumnezeu. Ascultarea adevărată izvorăște din credință și nu invers. Și Apostolul Pavel vorbește în cunoștință de cauză. O viață a căutat să îl urmeze pe Dumnezeu, pe calea legii, în ascultare de Dumnezeu. Și a fost un lucru care pur și simplu l-a dus pe o cale înfundată. Nu știu care sunt lucrurile care pe tine te urmăresc în ultima vreme, dar vreau să vă împărtășesc unul din lucrurile care pe mine m-a urmărit toată vara aceasta. E vorba de următoarele cuvinte legate de credință. În contextul acesta al experienței la care ne cheamă Dumnezeu, uitați ce spune un gânditor francez, Gustave Thibault. Credința nu este o armură, un set de certitudini, ci reprezintă mai presus de toate o rană deschisă și o luptă neîncetată. Credința, o rană deschisă și o luptă neîncetată. A trăi într-o lume ca a noastră înseamnă să fim vulnerabili. Dacă ești vulnerabil, vei fi rănit, inevitabil. O rană o poți lăsa să se infecteze sau o poți ajuta să se vindece. Problema nu-i cu ancora, cu partea de sus, cu obiectul credinței noastre, ăla rămâne neschimbat. Ci problema întotdeauna rămâne la noi. Și cumva definiția asta credinței surprinde sfâșierea, lupta, agonia pe care noi o trăim în viața de credință. Dacă așa arată Evanghelia, credința nu poate fi decât o rană. Poate că problemele din lumea noastră nu pot fi rezolvate, ci doar depășite. Roman capitolul 1 de la 18 la 32. Dacă n-ai remarcat încă, textul de azi ne pune în fața unei alegeri decisive. Sclavia lui Hristos și sclavia lumii, vestea bună a lui Dumnezeu și vestea influencerilor. Nebunia lui Hristos și înțelepciunea lumii, îndreptățirea lui Dumnezeu și îndreptățirea de sine. Avem de ales între cruce și infern, între a ne arunca în eternitate și a ne prăbuși în disperare. Purtăm în noi fie blestemul căderii, fie pecetea răscumpărării. După ce Apostolul Pavel anunță teza principală a epistolei, în ea este descoperită o neprienire a lui Dumnezeu. Continuă să spună spre șocul celor de atunci și al nostru, poate, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri și a oricărei nelegiuiri a oamenilor. Fie trăim ca oameni care oglindesc adevărul, fie ca niște indivizi care îl sufocă. Fiecare dintre noi trebuie să aleagă între sclavia eliberării și libertatea sclaviei. V-am spus că pe mine m-a captat primul cuvânt pe care Pavel îl folosește. După numele lui spune sclav al lui Iisus Hristos. Nu cred că într-o cetate care reprezenta elita din punct de vedere cultural al civilizației reprezintă poate cea mai inspirată alegere
Pavel, sclav al lui Iisus Hristos. Dar vă imaginați rezonanța cu cei care erau în sclavie, care își doreau să fie liberi. Felul în care apostolul Pavel se joacă cu cuvântul acesta și prezintă în ultima parte a capitolului sclaviile în care Dumnezeu îi lasă pe oameni, îi abandonează ca până la urmă să se trezească și să caute acea soluție oferită de Dumnezeu în Hristos. Nici când oamenii n-au fost mai subjugați de tehnologie, imagine, muncă, cumpărături, substanțe. Și este o problemă reală în lumea în care trăim. Și această epistolă are atâta relevanță cu privire la speranța pe care Hristos ne oferă, ne îmbie fiecare dintre noi. Dacă aruncăm o privire atentă la acest text, vom observa că, de fapt, structura textului se referă la trei momente în care oamenii aleg să schimbe ceva. Să schimbe slava, adevărul, întrebuințarea firească normală, după care Dumnezeu ne spune că i-a abandonat. Observați absența închinării, nu l-au proslăvit, duce la idolatrie, idolatria la dependențe, dependențele la degradare, iar degradarea la pervertire morală și socială. Sunt atât de scandaloase, atât de șocante toate lucrurile despre care vorbește apostolul Pavel, legate de homosexualitate, de problemele cu care ne confruntăm și astăzi. Jordan Peterson face o observație extraordinară la un moment dat și spune: problema fiecăruia nu poate fi rezolvată printr-o revoluție socială. Fiindcă asta se simte în perioada aceasta, un tăvăluc de deconstrucție, de măturare a tuturor tradițiilor și structurilor care au fost consolidate. Și el spune, nici nu vreau să-mi imaginez ce se va reconstrui în momentul în care ai măturat toate structurile astea milenare de credință, așa imperfecte, cum pot funcționa în anumite momente. Observați câtă înțelepciune și profunzime cu privire la felul în care se stabilizează o societate și greșelile pe care le putem face. Concluzia lui Pavel este una teribilă. Romani 1, de la 28 la 32. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Ca să facă lucruri neîngăduite, astfel au ajuns plini de orice fel de nedreptate, răutate, lăcomie, ticăloșie, invidie, ucidere, ceartă, viclenie, dușmănie, sunt bârfitori, calumniatori, urători de Dumnezeu, insolenți, aroganți, lăudăroși, inventivi în a face răul, neascultători de părinți, nesimțiți, necredincioși, neafectoși, nemiloși. În engleză s-ar putea traduce senseless, faithless, heartless, ruthless. Așa cum există o aliterație și în original. Și îți captează atenția asupra acestor cuvinte. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, să luați concluzia tragică. Nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Parcă ar fi contemporan cu noi, nu ți se pare? Neprihănirea lui Dumnezeu și mânia sunt cele două fațete ale aceleași monede. Una se descoperă din cer, cealaltă în Evanghelie. Una descoperă acțiunea Creatorului și Judecătorului nostru, următoarea pe cea Mântuitorului și Răscumpărătorului nostru. Cu dreptatea lui Dumnezeu te poți întâlni doar în două locuri, la cruce sau la judecata de apoi. Cu alte cuvinte putem spune că până la judecata de apoi, mânia sa este o formă de vindecare și răscumpărare. Cei care ați crescut în medii foarte stricte, rigide, din punct de vedere religios, unde judecata lui Dumnezeu a fost foarte mult fluturată în dezechilibru față de dragostea sa și de acceptarea sa, ați trăit lucrul acesta, cât de marcați ați rămas în dezvoltarea voastră interioară de lucruri de genul acesta. Poate lucrul acesta ne ajută să pricepem și să înțelegem că, de fapt, mânia lui Dumnezeu și toate problemele și frământările pe care le avem sunt lucruri care ne pot aduce în brațele lui Hristos.
ne pot apropia de Dumnezeu, ne pot aduce spre inima de Tată a lui Dumnezeu. Că nu e o chestiune finală, fără răspuns. Și lucrul acesta merită subliniat și încurajat. De aceea Apostolul Pavel a fost atât de entuziasmat de această veste extraordinară pe care a dus-o până la marginile pământului. Aceasta este credința inconfortabilă. Tot ce putem spune în concluzie este că dacă așa arată vestea bună, credința, nu poate fi decât o rană. De aici, sentimentul bizar pe care ți-l creează. Cât de ciudat arată poate o bărcuță cu ancora în sus. Toată lumea știe, bunul simț îți spune că ancora trebuie să fie în jos. Observați ciudățenia pe care ți-o creează în viața de credință, trăirea după Evanghelie. Elementul inconfortabil pe care îl trăiești, pe care îl experimentezi. Sau ancora dincolo de soare. Nu-i confortabil să trăiești într-o astfel de lume și nu-ți prea rămâne altă variantă decât a te arunca în eternitate sau a te prăbuși în disperare. Și putem alege bine doar dacă învățăm să privim în sus, să ne asumăm această ciudățenie. Putem naviga pe oceanul vieții doar cu ancora zvârlită spre cer, ceea ce pare o nebunie curată, pentru că rănile lui se contopesc cu rănile noastre. Putea spune în concluzie că oricine schimbă adevărul lui Dumnezeu pe o amăgire, își pierde busola și se distruge pe sine. Este concluzia capitolului 1 din Romani.